l'ultima lezione di Acesto Ciglio. Posso entrare qua e vine a commentare di Ana. Vorbim despre cel mai scump și cel mai măreț drum. This is the last lesson to us. It's all speaking of that which is precious and the most real pathway that there is. Drumul credinței. Faith with all its traits that we have seen. Minunat este însă răspunsul omului vis-a-vis de el. But the response of man to him is wonderful. Pentru că toți care vor răspunde cu credință vor beneficia de răspunsul lui Dumnezeu. Because all who respond by faith will benefit from the response of God to that. Și cred că nu e nimeni care să nu fie auzit cât de minunat poate să răspundă un Dumnezeu glorios. Atotputernic, care face tot ce vrea. And there is none here who have not heard how God is able to respond, to those who respond to Him in the most wonderful and glorious way. Care a cinstit și va cinsti pururea pe cei care îl cinstesc pe El. Who has honored and will always honor all those who seek to honor Him. Pentru că nu mai e nimeni cu noi care să îndrăznească să meargă prin puterea Lui pe acest drum al credinței. I hope there's no one here that will dare to go ahead in their own strength on this pathway. Doar prin credință, pentru că acela care vrea să se apropie de Dumnezeu. It is only by faith for he that wants to draw near to God. Trebuie, așa cum am auzit, să aibă credință în El și în cuvântul Lui. He must, as we have heard, have faith in Him and in His Word. Dar vom vedea în ultima lecție ceva minunat. But we'll see in this last lesson something wonderful. Și anume rezultatele pe care le culeg toți aceia care merg pe drumul acesta al credinței. That is the results that are gathered by those who go on this pathway of faith. Nu e minunat să știm încă dinainte? Is it not wonderful to know beforehand? Că drumul acesta are rezultatele dintre cele mai pozitive cu putință. That this pathway has the most positive results there could be. Nu doar pentru aici. Not just for here. Susținut de o mână atotputernică a lui Dumnezeu. Upheld by the almighty hand of God. O mână care controlează totul pentru binecuvântarea și binele nostru etern. A hand that controls everything for our blessing and for our eternal good. Dar vine ziua când vom fi cu toții aceia care ne-am pus încrederea în El. But the day is coming when all those of us who have put our trust in Him will be there. În slavă pentru totdeauna și pentru totdeauna. In glory forever and forever. Vedeți? Nu cred că trebuie să mai convingem pe cineva. I think we don't need to try and convince anyone. Trăim într-o lume cu adevărat nefericită. We're living in a very unhappy world. Încearcă prin tot ce e cu putință să guste fericirea. It's trying in every way possible to taste happiness. Și nu găsesc decât ceea ce spunea înțeleptul Solomon. And they only find what the wise man Solomon said. Trudă și goană după vânt. Everything is vanity and vexation of spirit. Nu știm încă de la început unde duce drumul acesta. But we know from the beginning where this pathway leads us. Și atenție, e singurul drum care duce în cer. Pay attention, it's the only pathway that leads to heaven. Toate celelalte duc la moarte, o spune Domnul. All the rest lead to death, that's what the Lord says. Vă las pe dumneavoastră cei care încă n-ați ales calea aceasta. I leave you who have not yet chosen this pathway. Să-l denumiți cum vreți pe omul care, deși știe unde duce acest drum, să nu-l aleg. To call what you like the person who knows where the pathway goes but doesn't choose it. Dumnezeu să vă dea har și acelora care n-ați făcut-o. May God give grace to all of you who have not yet done it. Să faceți în această ultimă zi. To do it in this last day. Și apoi, așa cum știți, mâine vom pleca. And then, as you know, tomorrow we will leave. Dar cine știe dacă unii nu vor pleca de pe pământul acesta? But who knows if some will not leave this earth? Ați auzit de cutremurul din Italia? You heard about the earthquake in Italy? 200 și ceva de morți printre care români. Over 200 dead people and Romanians among them. Nu știu câți răniți. I don't know how many wounded. Putea să fie aici în tabără? It could have been here in the camp. Domnul ne-a lăsat să... Again, to hear His word. Nu e har acesta? Is that not grace? Nu e har? Is it not grace? Să luăm, dragii mei. Let's take it, e la dispoziția noastră tuturor. It's at the disposal of all of us. Fie ca niciunul să nu-și închipe că moartea înseamnă doar ceea ce vede într-un sicriu. May there be no one who thinks that death is only what you see in the coffin. Moartea înseamnă despărțire. Death means separation. Și cumplita moarte veșnică sau moartea a doua. And the terrible death, the second death for eternity. Va fi despărțire pentru totdeauna de Dumnezeu. Will be eternal separation from God. El este
este singura sursă a binelui. He is the only source of good. Dincolo de el nu mai e niciuna alta. Să apucăm acest drum prin credință. Therefore, let us be bold and lay hold upon this pathway of faith. Pentru ca să nu cumva să ne trezim prea târziu. That we might not awake too late. Haideți să citim ultimele versete din cartea Exodului, capitolul 14. Let's read the final verses from the book of Exodus, chapter 14. Începând cu versetul 26. Commencing from verse 26. Domnul a zis lui Moise, întinde-ți mâna spre mare și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață mare și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit pe egiptenii în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea lui Faraon, care intraseră în mare după copiii lui Israel. Niciunul măcar n-a scăpat, dar copiii lui Israel au scăpat, în timp ce apele stăteau ca un zid, a dreapta și la stânga lor. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egiptenii morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Amin. Așa s-a finalizat drumul lor. That's how their pathway was finalized. Așa au ajuns biruitor pe malul celălalt. That's how they got to the other shore victoriously. Da, bătrâni și copii, așa cum am văzut. Yes, old people and children, as we oameni saw. Oameni necăjiți care ani de zile fuseseră robii stăpânilor lor egipteni. Distressed people who for years had been slaves to their Egyptian masters. Erau acolo prin mâna binecuvântatului Dumnezeu. They were there through the blessed hand of God. Liberi și fericiți. Free and happy. Au văzut un Dumnezeu care poate să facă tot ce vrea. They saw a God who can do all that he wants. Dar asta a fost starea lor. But that was their condition. Pe când pe ceilalți, Dumnezeu a îngăduit efectiv ca apele furioase ale mării. But for the others, God allowed that the angry waters of the sea. Să-i omoare pe toți și să-i arunce pe mare. To kill all of them and to throw their bodies up on the shore. Așa se va întâmpla într-o zi, dragii mei. And that's what will happen one day, beloved. Nu prin moartea aceasta fizică. Not prin this physical death. Așa vor fi azvârliți unii în iazul de foc pentru totdeauna. That's how many will be cast into the lake of fire forever. Cât de cumplită va fi viața care va ajunge acolo. Oh, how terrible it must be for the life that doar ends up there. Doar vă amintesc ce spunea Domnul Iisus despre acel loc în care a ajuns bogatul, care nu l-a interesat, nu i-a păsat de Dumnezeu și de cer. I just want to remind you of what the Lord Jesus said about that man who didn't have any thought for heaven. Cerșea un deget înmuiat în apă. He was begging for a fingertip dipped in water. Murise, dar cerșea un deget înmuiat în apă să-l curească. He didn't get it, but he asked for a finger dipped in water to cool his tongue. Nu i l-a mai dat nimeni. But nobody gave him it. A rămas să plângă și să-și aducă aminte cu atâta durere. He was left to weep and to remember so painfully. Că pentru el totul s-a terminat și s-a terminat. That for him everything is over and it's over. Și așa va fi în dreptul celor care părăsesc pământul acesta prin moarte. And that's how it will be for all those who leave this earth by death. Dar fără să cunoască iertarea Domnului Iisus. But without knowing the forgiveness of the Lord Jesus. Fără să și-o fi pus încrederea în Dumnezeu cel viu și adevărat. Without having put their trust in the true and living God. Imaginați-vă ce va realiza acela care spus, nu mai e nimic dincolo. Imagine what will someone accomplish who said, there's nothing beyond death. Când se va trezi ca unul din cei doi tâlhari, a murit în necredința și în păcatele lui. He'll wake up like one of the thieves who died in his sin and in his unbelief. Și s-a trezit singur, tovarășul lui nu mai era cu el. And then he woke up alone, his companion was no longer with him. Era pe celălalt drum ca să meargă în raiul lui Dumnezeu. He was on the other pathway to go to the paradise of God. Încă o dată, mă rog lui Dumnezeu să nu vă lase pe niciunul să ajungeți în locul chinului și al dezastrului etern. Once more I pray to God that he will allow that none of you will end up to that eternal place of torment. Dar așa se va întâmpla, dragii mei. But that's what will happen, beloved. Nu e un lucru cu care să glumească
cineva. It's not something that anyone can joke about. Glumiți cu ce vreți, dar nu cu sufletul dumneavoastră. You can joke about anything else, but not with your soul. Nu glumiți cu veșnicia. Don't joke with eternity. Așa au glumit egiptenii aceștia. That's how the Egyptians did. Și-au permis să sfideze mâna tot puternicului Dumnezeu. They dared to defy the mighty hand of God. Și să intre după ei în mare. And to go in the sea after them. Însă doar pentru dezastru și nenorocirea lor. But only for their disaster and loss. Ce au câștigat evreii? What did the Hebrews gain? Au mers la porunca lui Dumnezeu și au pornit înainte. They obeyed the commandment of God and they went ahead. Au fost salvați. They were saved. Și au putut să-și privească vrăjmașii. And they could look at their enemies. Doar ca la niște cadavre care nu mai aveau viață. Just as corpses that have no life. S-a întâmplat ceva în ei. That something had happened in them. Promis că drumul acesta dă rezultate. Because God promised that this pathway gives results. Nu doar că a văzut că oricine va ridica mâna împotriva lui Dumnezeu sau la adresa aleșilor lui, îl va costa tare scump. And anyone that raises up their hand against God or his chosen ones, they will have a heavy price to pay. Cuvântul spune despre ei că au crezut în Dumnezeu și în robul său Moise. The Bible says that they believed in God and in his servant Moses. O, nimeni care merge cu Domnul pe drumul acesta al credinței. No one that goes with the Lord on this pathway of faith. Nu iese la fel cum a intrat. Doesn't come out the other end the same way he entered. Viața noastră spirituală e întărită, e încurajată. Our spiritual life is strengthened, it's encouraged. Da, pe drumul credinței ne maturizăm. Yes, we become mature on the pathway of faith. Doar umblând cu el pe unde vrea Dumnezeu. Only walking with him and where God wants us to be. Ajungem să-l vedem pe Dumnezeu așa cum l-au văzut ei. So we'll come to see God as they saw him. De aceea să îndrăznim, fraților. Therefore let us be bold, brethren. Nu trebuie să avem teamă de nimeni și de nimic. We don't have to fear anyone or anything. Dacă mâna atotputernicului Dumnezeu e cu noi, if the hand of the Almighty God is with us, putem să întrebăm și noi cum spunea cartea evrei. We can ask, as the book of Hebrews says. Cine va fi împotriva noastră? Who can be against us? Să îndrăznească. Let them dare. Vor avea de-a face cu mâna slăvitului și atotputernicului Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat în dreptul lor. They'll have to do with the mighty and glorious hand of God as it happened with the Egyptians here. Nu e un drum minunat? Isn't that a wonderful pathway? Să mergi pe drumul care nu duce cu adevărat nicăieri. To go on the path, not to go on the pathway that doesn't lead anywhere. Ba da, duce în iad. Oh, but it does, it leads to hell. Duce la dezastru. It leads to disaster. Drumul nostru cu Dumnezeu, drumul credinței, duce în cer. But our pathway with God, the pathway we're on, leads to heaven. Și fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne bucurăm de lucrul acesta. And may God help us to rejoice in this. Iar trebuie să spunem, ne uităm la ceas și trebuie să mișorăm cât mai mult subiecte. I have to say that I'm looking at the clock and we have to shorten the subject a bit. Vreau să las și pe David să finalizeze. I want to let David finish his as well. Sper că el are mai mult timp. Dacă băieții vor fi As the boys will be hard working and gather the tables when we're finished, cu probleme. So that we don't have any problems. Nu mai putem să mâncăm azi. Da, nu e nimic dacă mâncăm altă mâncare. We don't want to not be able to eat today, but it's good that we have this food. Mi-aduc aminte de ce au câștigat imediat evreii pe timpul lui Ezra. I remember what the Jews gained immediately in the time of Ezra. Când efectiv, la o dată, așa cum vă duceți aminte, As you remember, ei au început să-și reia lucrările cu privire la casa lui Dumnezeu. They began to start again the work of the house of God. Da, pe timpul împăratului Artaxerxes. And in the time of King Artaxerxes, în timp ce vrăjmașii lor i-au părât la împărat, as their enemies accused them before the king, au trebuit să-și oprească lucrările. The work had to stop. Oh, de multe ori și noi suntem gata să ne oprim din drumul nostru. And we are so often ready to stop on the pathway. Avem vrăjmași. We have enemies. Dar la ei trebuie să privim. But should we look at them? Nu la mâna celui care poate totul. No, to the hand of the one who can do everything. Și Dumnezeu vine prin gura lui Hagai și a prorocului Zaharia. And God comes through the mouth of Haggai and the prophet Zechariah. Și spune să-și continue drumul, să-și reia lucrările. And he tells them to continue in the pathway, to start the work again. Și slavă lui Dumnezeu prin credință. And praise God that by faith. Fără aprobare nimănui în ce privea autoritățile de atunci. With no approval from the authorities at that time. Și continuă lucrările. They continued their work. Au îndrăznit prin credință. They were bold in faith. Și vrăjmașii vin din nou. And the enemies come again. Pentru faptul că nu-i pot opri.
And because they can't stop them, fac scrisor din nou la împărat și prăscum pot ei mai bine ca să obțină rezultate. They send letters to the king and they accuse him as much as they can to try and stop the work. Și loc de rezultatele pe care le-au crezut. And instead of the results that they thought they would have, Dumnezeu avea să răsplătească credința lor. God would give deosebit. God was going to reward their faith in a wonderful way. Doar vreau să vă citesc acest pasaj. Puteți să nu căutați ca să câștigăm timp. Vi-l citesc eu. Citesc din cuvânt, nu din altă parte. I just want to read this passage. You don't have to look it up to save time. Ezra 6. Ezra chapter 6. Începând cu versetul 7. Commencing from verse 7. Lăsați să meargă înainte lucrările acestei case ale lui Dumnezeu, spune împăratul Darius. It's King Darius that's saying this. Dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor s-o zidească iarăși pe locul unde era. Iată porunca pe care o dau cu privire la ce aveți de făcut față de acești bătrâni ai iudeilor. Pentru zidirea acestei case a lui Dumnezeu, cheltuielile luate din averile împăratului venite din birurile de dincolo de râu, să fie plătite îndată oamenilor acestora ca să nu înceteze lucrul. Lucrurile trebuincioase pentru arderile de tot ale Dumnezeului cerurilor, viței, berbeci și miei, grâu, sare, vin și un de lemn să li se dea la cerere preoților din Ierusalim, zi de zi și fără nicio lipsă, ca să aducă jertfe de bun miros Dumnezeului cerurilor și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor lui. Și iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta, să se scoată din casa lui o bârnă, să o ridice ca să fie spânzurat pe ea, și casa să îi se prefacă într-o grămadă de gunoi. Dumnezeul care a pus să locuiască în locul acesta numele Lui, să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor care ar întinde mâna să calce cuvântul meu, ca să nimicească această casă a lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Dariu, am dat porunca aceasta să fie împlinită în tocmai. Poți să le citești? Yeah. Read it in English as well, from verse... verse 7. From verse 7, Ezra 6, verse 7. Let the work of this house of God alone. Let the governor of the Jews and the elders of the Jews build this house of God in his place. Moreover, I make a decree what ye shall do to the elders of these Jews for the building of this house of God. That of the king's goods, even of the tribute beyond the river, forthwith expenses be given unto these men, that they be not hindered. And that which they have need of, both young bullocks and rams and lambs for the burnt offerings of the God of heaven, wheat, salt, wine and oil, according to the appointment of the priests which are at Jerusalem, let it be given them day by day without fail, that they may offer sacrifices of sweet savours unto the God of heaven and pray for the life of the king and of his sons. Also I have made a decree that whosoever shall alter this word, let timber be pulled down from his house, and being set up, let him be hanged thereon, and let his house be made a dunghill for this. And the God that hath caused his name to dwell there, destroy all kings and people that shall put to their hand to alter and to destroy this house of God which is at Jerusalem. I, Darius, have made a decree, let it be done with speed. Câtă încredere o fi venit peste ei prin acest cuvânt. What confidence must have come upon them through câtă that word. Câtă bucurie și liniște n-o fi atins inimii. What joy and tranquility must have been in their hearts. Loc de greutăți, loc de probleme. Instead of problems, difficulties. Dumnezeul face pe împărat să pună la dispoziția lor cheltuielile de care aveau nevoie. God causes a king to put at their disposal all the expenses they need. Să poruncească sub amenințarea cea mai cumplită. And to command under the severest threat. Că mâna celui care se va împotrivi trebuie să moară și să fie spânzurat de o grindă scoasă din propria casă. That the hand of him who shall stand against it has to be hanged on the timber that will be taken from his own house. Și mai mult, împăratul cere ca să se roage pentru el și pentru fiii lui. And more than that, the king asks that the Jews pray for him and his sons. Nu e minunat? Isn't it wonderful? Rezultatele drumului credinței pe care ne-a chemat Dumnezeu. The results of the pathway of faith that God has called us to go on. Vrei să cunoști tu o astfel de mână? Do you want to know that kind of hand? Trebuie să îndrăznești,
te sprijini pe el și să te avânți în această călătorie fericită. You have to be bold and trust and rely on him and go on that pathway. Dumnezeu poate să pună cerul și pământul în mișcare. God can put heaven and earth to make them move. Când este vorba de preiubitul lui. When it's to do with his beloved. De aceea și spus că dau popoare pentru tine. That's why he says I give peoples for thee. Isn't it wonderful? Să fii un astfel de credincios, atât de scump înaintea lui Dumnezeu. To be such a believer who is so precious in the sight of God. Nu bănuim ce plăcere găsește Dumnezeu într-un sfânt care la rândul lui își pune toată încrederea în mâna lui. We have little idea of the joy that God finds in a believer that puts all his trust in him. Vă aduceți aminte de un Enoch? Do you remember Enoch? La 65 de ani. At 65 years of age, își pune încrederea în Dumnezeul cel viu. He puts his trust in the living God. Nu ca un abur trecător care i-a atins inima și apoi i-a strălucit plăcerile lumii și gata. Not as a passing vapor that touched him for a bit and then there was nothing. Nu, face din Dumnezeu prietenul scump cu care avea să umble pe pământul acesta 300 de ani. No, he makes God his precious friend with whom he shall walk on this earth for 300 years. Ești plictisit vreodată cu Dumnezeu? Would you ever get bored with God? Călătoria aceasta atât de scurtă vis-a-vis de călătoria lui Enoch? And this journey is so short compared with the length of Enoch's journey. 300 de ani merge cu Dumnezeu. 300 years he walks with God. Vorbește cu Dumnezeu. He speaks with God. Umblă cu el. He walks with him. Face din Domnul toată plăcerea lui. He makes the Lord all his pleasure. Și știți că într-adevăr toate lucrurile cele frumoase pe care le-a văzut și le-a admirat în Dumnezeu. And you know all those wonderful things that he saw and he admired in God. Dumnezeu a început să le cioplească în el. God began to sculpt him. Și le-a tot cioplit. And he sculpted him. Până când înainte ca Dumnezeu efectiv să facă pentru el una din cele două excepții ale Vechiului Testament. Before God did for Enoch, one of the only two exceptions in the Old Testament. Îi spune lui Enoch, nu vreau să mai treci prin tunelul morții. Nu, pentru tine, Enoch, I don't want you to go through the tunnel of death. Vreau not for you. Vreau să te iau să mergi cu mine pe străzile de aur. I want to take you to walk with me on the streets of gold. Dar știi ce i-a spus înainte și aici vreau să mă opresc. But you know what he said before that, and this is where I want to stop. O spune cartea Evrei. The book of Hebrews tells us. Înainte ca să plece la Dumnezeu. Before he left to be with God. A primit mărturia că este plăcut înaintea lui. He received this testimony that he was pleasing to God. Vedem pe Dumnezeu privindu-l pe Enoch și spunându-i îmi place de tine. We can imagine God looking at Enoch and said I really like you. Călătoria noastră a dat rezultate, Enoch. Your pathway has brought results, Enoch. Chiar îmi place să te privesc, Enoch. I really like looking on you. Asta spune cuvântul. That's what the word says. A fost găsit plăcut înaintea lui Dumnezeu. He was found pleasing to God. Și zice, Enoch, nu o să mai treci prin moarte. Asta vreau eu. Says, Enoch, you're not going to pass through death. That's what I want. Pentru tine, tu nu o să mai guști moartea aceasta fizică. For you, you're not going to taste physical death. End of story. Ne-ar place să știm mai multe despre Enoch. And it takes him. We'd love to know more about Enoch. Dar poate nu de aici ne-a spus foarte multe. But maybe for a reason, nothing more has been told us. Așa cum ați auzit în mărturii, fiecare avem mărturia noastră și drumul nostru. Because as you heard in the testimonies, everyone has their own testimony and their own pathway. Cel care e același ieri, azi și în veci, este Domnul Iisus. He that is the same yesterday, today and forever is the Lord Jesus. Și ne spune fiecare, indiferent cum ai fi și cum ai fi. And he says to each one of us, regardless of how you are. Eu pot să fac din tine ce am făcut din Enoch. I can make out of you what I made out of Enoch. Un om care să-l găsesc plăcere. A man in whom I can find my pleasure. Asta e metamorfoza despre care s-a vorbit ieri și se va continua. That's the metamorphosis that we heard about yesterday and will be spoken about today. Transformarea noastră, schimbarea noastră. Our transformation, our being changed. În același chip a lui. In the same image of him. Pentru că știi ceva? Because do you know something? Știi când îi va place Domnului de tine? Do you know when the Lord will like you? Când se uită la tine și îl vede pe fiul lui. When he looks at you and he sees his son. Și vede trăsăturile lui scumpe și mirele. And he sees his wonderful traits and characteristics. Cum arătăm azi înaintea Domnului? How do we look to God today? S-ar putea să nu fim prea frumoși. And we might not look too nice. Nu că nu avem păr sau avem păr pe noi. Not because we have hair or we don't have hair. Că nu prea asemănăm cu el. It's because we're not too much like him. Slavă Domnului pentru toți care au ajuns să semene.
praise God for all who have come to be like him. Da, aș vrea să te ajut, știi de ce mai ești încă pe pământul ăsta? But I want to help you. Do you know why you're still on this earth? Încă n-ai atins punctul final. Because you haven't reached the final point. Slavă Domnului, îl vom atinge într-o zi. Praise God, we will reach it one day. Și completarea o va face ziua în care îl vom vedea pe el și vom fi ca el. And the completion of what's lacking will be in the day when we will be with him and we will be like him. Știi de ce? You know why? Pentru că îl vom vedea așa cum este. Because va fi ziua aceea. How lovely will that day be? Până atunci să nu te plictisești să umbli cu Domnul. But until then, don't get bored walking with God. Să semeni cu Enoch. Be like Enoch. Să umbli fericit în această călătorie. To walk with joy in this journey. Și slavă Domnului, nu 99%. And praise God, not 99%. 100% va veni ziua fericită. 100% the happy day will come. Când vom fi ca el. When we will be like him. Slavă Domnului pentru Domnul Isus. Praise God for the Lord Jesus. Pentru lucrarea lui desăvârșită. And for his perfect work. Ah, nu prea știm multe despre Enoch. Well, we don't know too much about Enoch. La începutul drumului cum arăta. How he looked at the beginning of his pathway. Dar știm despre unul că n-arăta bine deloc. But we know about someone else who didn't look good at all. Găsim tot în prima carte. We find him in the first book as well. Sunt multe exemple, dar vreau să vă dau măcar câteva mai expresive. There are lots of examples, but I want to give you a few that are more expressive. Știți cum era Iacov? You know how Jacob was? Cum era numele, așa era și viața. As his name was, that was his life. Iacov înseamnă viclean. It means the deceiver. Ăsta era tare bun să facă politică. He was very good at politics. Cred că cu el seamănă tare bine evreii. I think the Jews are very much like him. Nu prea reușești să faci afaceri cu ei. You don't come out well in doing business with them. Știa în așa fel încât să prindă momentul oportun și să te stoarcă de ultimii bani pe care ei. He knew how to take advantage of the opportune moment and to wring all your money out of you. Dar a intrat în mâinile lui Dumnezeu. But he came into the hands of God. Chiar dacă laboratoarele lui au fost grele pentru Iacob. And even if God's laboratory was hard for Jacob. Și dacă acestea n-au reușit, Dumnezeu mai avea încă ceva. And if these didn't succeed, God did something else. Și vine ziua când îl lovește în coastă. And the day comes when he smites him in his ribs. Și avea să șchiopete, poate până la sfârșitul vieții. And he was going to limp probably for the rest of his life. Dar cu siguranță avea să fie altul. But what is sure is that he was going to be a different man. Din acel moment vedem că nu mai e omul care luptă. Because from that moment we see he's not the man who's fighting. Ci omul care se încrede. But the man who's trusting. Care ajunge să cerșească binecuvântarea. The man who is crying, pleading for the blessing of God. Și o va avea, dragii mei. And he will have it. Și din belșug. And abundantly. Știți când stă în fața celui mare, în ce privea autoritatea din vremea aceea, din fața lui Faraon? How it was when he stood before the great authority of that day, before Pharaoh? Nu Faraon e mare. No, it's not Pharaoh that's great. O spune cuvântul. The word says it. Cel ce binecuvintează pe celălalt, acela e mare. The one who is a blessing to the other, he's great. Iacov a plecat din fața lui Faraon, ridicând mâna și binecuvântându-l pe Faraon. Jacob left the face of Pharaoh, lifting up his hand and blessing Pharaoh. Și știți într-adevăr cât de binecuvântat a fost. And do you know how blessed he was? Uitați-vă la sfârșitul vieții. Look at the end of his life. Nu prea probabil arăta bine fizic. He probably didn't look good physically. Un bătrân cu privirea încetoșată. An old man who couldn't see too well. Dar atât de frumos spiritual. But he's so beautiful spiritually. Are atâtea binecuvântări pentru toată familia lui. And he has so many blessings for his whole family. Și spune lucruri care încă se împlinesc. Și au atâta și atâta bătaie lungă. And he said things that are still being fulfilled and are still to be fulfilled. Da, din omul viclean. From the deceiver. A reușit Dumnezeu să-l scoată pe Israel. God could bring out Israel. Ăsta-i prințul lui Dumnezeu. A prince with God. Omul care a luptat cu Dumnezeu și a ieșit biruitor. The man who fought with God and was victorious. Să nu înțelegeți greșit asta. Wrestled with God. Don't misunderstand that. Omul care a putut să câștige binecuvântarea lui Dumnezeu. He's a man who was able to obtain the blessing of God. Și care avea peste veacuri întregul popor să-i poarte numele. And over the ages there would be a people that would bear his name. N-arăți bine? Do you not look good? Singura mână care te poate ciopli și binecuvânta. The only hand that can sculpt you and bless you. Mâna lui Dumnezeu. Is the hand of God. Dacă ai ceva comun cu Iacov. If you've got something in common with Jacob. Nu trebuie să-ți faci probleme. You don't have to worry about it. Trebuie ceva. But there's something that's needed. Așa cum ai auzit ieri, dă-i
predai viața ta în totalitate lui Dumnezeu. As you heard yesterday, surrender your whole life to God. Altfel s-ar putea ca nici la bătrânețe să n-arăți bine. Otherwise, when you're your old age, you still not look good. Sunt creștini la bătrânețe care se îndoiesc că au iertare păcate. There are Christians when they get to their old age, they doubt if they have the forgiveness of sins. Care nu prea știu dacă merg în cer sau They're not sure if they're going to heaven or not. De ce? Why? N-au umblat cu Domnul, asemenea lui Enoch sau asemenea lui Iov. They didn't walk with Iacov. They didn't walk with God like Enoch did and like Jacob did. Să mai e unul care mie tare mult îmi place. But there's another one that I like very much. E deosebit din tinerețea lui. He's special from his youth. Nu pentru că firea e deosebită. Not because the flesh is special. Știi ce a făcut diferența? You know what made the difference? A fost un tânăr care de mic a vrut să umble cu Dumnezeu. He was a young man who from his young age wanted to walk with God. Asta niciodată nu i-a plăcut să amestece cu ceea ce iubesc unii în tinerețea lor. He never wanted to be mixed up with other people in their youth. Did. Aș vrea să-ți mai spun ceva. I would like to say something else to you. Că sunt oameni care vezi sau nu prea vezi credința. If there are some here who see or don't see faith too well. În viața lui Iosif o oprești dacă ai fi orb. And you stop at the life of Joseph, even if you would be blind. Două vise a primit tânărul acesta. This young man received two dreams. Doar două vise. Just two dreams. N-a avea bogăția pe care o avem noi în acest cuvânt al lui. He didn't have the riches that we have in this world. Dar așa de mult se agață de Dumnezeu care i-a promis. But he so lays hold on the God who promised. Că va scoate din el o unealtă binecuvântată. That he will make of him a blessed vessel. Încât prin tot ce va trece. Through all that he will pass through. Nu se uită la nimic. He looks at nothing else. Și dacă e în lanțuri, and if he's in chains, or in prison, mai are pe cineva cu el în care se încrede. There's someone with him that he's trusting in. Și acesta e Dumnezeul cel viu. And this is the living God. Și se agață și când ochii lui sunt plini de lacrimi. And he lays hold on him when his eyes are full of tears. Efectiv, nu are unde să se uită. And where there's nothing he can look at around him. Părea că totul e pierdut și ruinat. It seemed that everything was lost and ruined. Cine mai putea să-i aduc aminte măcar tatălui lor unde este și unde a ajuns? Who could even tell his father where he is and what he's become? Omenește, totul părea pierdut. Humanly, everything seemed lost. Dar nu la acela în care se încredea Iosif. But not for the one in whom Joseph trusted. Știți ce frumoasă ajunge viața aceasta? Do you know how beautiful this life becomes? Încă ar da lecții creștinilor care au Noul Testament. It gives good lessons to the Christians today who have the New Testament. Omul ăsta nu știe ce aversiune. This man doesn't know what hatred is. Nu găsește amărăciune în viața lui. He doesn't allow bitterness in his life. Chiar și după ce ajunge mare. Even when he becomes great. În loc să spună măcar după ce mă răzbun pe ticăloșii care mi-au ruinat viața. He doesn't say now is my chance to take vengeance upon those worthless people who ruined my life. No, primul copil care îi se naște. No, the first child that is born to him. Avea să-i dea numele Manase, uitare. He was going to call him Manasseh, which means forgetting. Pentru că nu vrea să lase picătură de aversiune, de ură, de amărăciune în viața lui. Because he doesn't want to have a drop of aversion or hatred in his life. Asta e o travă, dragii mei. It's poison, beloved. Nu lăsați niciodată să vă vatem în viața. Never allow it to damage your life. Umpleți-vă cu ceea ce s-a umplut Iosif. Fill yourselves with what Joseph filled himself with. Și uitați-vă ce metamorfozat este. And look how metamorphosized he is. În clipe bune și în clipe rele. In good moments and in bad moments. Ce arată? What does he show? O dragoste pe care o cunoscuse la picioarele Dumnezeului cel viu. A love that he had known at the feet of the living God. Iubește pe frații lui. He loves his brothers. Oh, dacă am avea și noi creștinii din secolul 21 dragostea pe care a avut-o Iosif. Oh, that if we Christians of the 21st century had the love that Joseph had for his brothers. Ai întâlni mai puține și mai puține probleme în adunări. There will be much fewer problems in assemblies. Dacă am avea dragostea pe care a avut-o el față de vrăjmașii lui. If we had the love that he had for his enemies. I-ar fi înghețat oasele nevestei lui Potifar dacă ar fi avut puțină aversiune față de ea. If he had any aversion to Potiphar's wife, her bones would have frozen. Dar n-auzim de niciunul din lucrurile acestea. But we don't hear of any one of these things. Așa e caracterul bine? Doesn't he look good? Are un caracter minunat, slăvit, scump. He has a wonderful, glorious and precious character. Ceea ce poate
să facă și în tine și în mine. And it's, și în fiecare and it's what he can do in you and me and in everyone here. Ești în mâna lui Dumnezeu? You're in God's hand. Ești pe drumul credinței? Are you on the pathway of faith? Îl lași într-adevăr să facă tot ce vrea? Are you allowing him to do everything he wants? Necazuri și bucurii? Trials and joys? Poate lanțuri și greutăți pe care le vor aduce? Chains and difficulties that will come upon you? Nu sunt lăsate de cel sfânt, de cel atotputernic ca să te distrugă. The Almighty will not allow these to destroy you. Sunt doar ca să te metamorfozeze. They're there to metamorphosize you. Să arunci afară din tine tot ce e necurat și neplăcut înainte Domnului. Cast out of you all that is unclean and unpleasing. Și să nu rămâi niciun om viclean, niciun om prefăcut. So that there's no deception left in you. Niciun om marcat de trecutul tău pe care nu-l poți uita. Hypocrisy or your past that you can't forget. Aruncă-le cum l-a aruncat Iosif. Cast them away as Joseph cast them away. Chiar se merită. It's worth it. Pentru ca să fii un vas gol de care să, pe care să-l tot umple Dumnezeu cu toate calitățile lui scumpe. That you might be an empty vessel that God can fill with all his precious qualities. De ce vrea să ne scriem cu toții pe drumul acesta? That's why he all wants us to enlist on this pathway. Nu vă duceți aminte ce câștigă Iov din una din cele mai grele experiențe prin care a trecut vreun om. Do you remember what Job gained from one of the most difficult experiences a man has ever passed through? Într-o zi pierde tot. One day he loses everything. Și ține scump cea mai importantă comoară, 10 copii pe care i-avea, erau toți în coșciuge, dacă se purtau coșciuge atunci. And keep in mind, the most precious treasure he had, 10 children, they were all in coffins. Nu i-a mai rămas decât o soție, dar nu-i ajutor potrivit în acele momente. It was only for the wife who was not a true help to him at that time. E unealta prin care se folosește diavolul prin ce îi spune. It's a vessel that the devil uses by what she says. Nu-i ajutor potrivit în aceste momente. That's not the right help in that moment. Un ajutor potrivit încurajează-te. Right, help encourages you. Îți spune sus fruntea Iov, nu-i problemă. Lift up your head, Dumnezeu nu a murit și nu va muri niciodată. God hasn't died and he'll never die. Ce se va întâmpla la sfârșitul experienței? And what will happen at the end of his experience? Ceva pe care ne l-am dorit să trăim cu toții. Something that we would all like to experience. Iov, nu spun alții. Job says it, not anyone else. Până acum urechea mea auzise despre tine. My ear hath heard of thee. Și ați auzit ce frumos arăta? And you heard how lovely he looked. Iomul pe care îl găsim la începutul cărții cu care se laudă Dumnezeu. He's the man at the beginning of the book that God calls him. Dar Iov spune, acum ochiul meu te-a văzut. Says, but now my eye has seen thee. N-ai vrea ca ochii tăi să vadă pe Dumnezeu? We do not like your eyes to see God. În tot ce face și tot ce lucrează în tine și prin tine. And all that he does, and all that he works in you and through you. Asta vrea Dumnezeu. That's what God wants. Nu poate doar în clipe de soare. He can't do it only in the moments of sunshine. În care doar ții la trupul tău și la beneficiile tale materiale. When you're thinking only of your body and of your material benefits. Uneori scutură corabia vieții tale. Sometimes he shakes the arc of your life. Pentru că vrea să vezi și tu ce au văzut ucenicii. Because he wants you to see what the disciples saw. Că la porunca lui tot a încremenit. That at his commandment everything was stopped. Stai, Dumnezeu. This is God. Nu e ca noi. He's not like us. Nu e un om care să cunoască slăbiciunea. He's not a man to know weakness. Ăștia sunt idolii. Aia care au ochi degeaba și urechi la fel degeaba. That's what the idols are, who have eyes in vain and have ears in vain. Dumnezeu nostru e minunat și măreț. Our God is wonderful and majestic. Și dacă nu credeți asta, uitați-vă, nu mai e timp să ne uităm în atâtea și în atâtea vieți. And if you don't believe that, we don't have time to look at so many lives. Despre care Dumnezeu spune în ce privește Vechiul Testament. It's something that God says concerning the Old Testament. Oameni cu acele slăbiciuni ca noi. People who are subject to the same weaknesses as we are. Chipul că Iov a avut alt fel de carne și de oase. Don't think that Job had a different kind of flesh and blood than you. Dar uitați-vă și închei doar printr-un singur exemplu în Noul Testament. Well, look, and I'll close with one more example from the New Testament. Aduceți aminte cine sunt fiii tunetului? Do you remember who the sons of thunder are? Erau printre ucenicii Domnului Iisus. They were among the disciples of the Lord Jesus. He chose them. Nu se teme de astfel de aluaturi. God's not afraid of any kind of as long as they allow him to work. Și oamenii care, ucenici care s-au uitat la samariteni și cu alte gânduri spun,
Cum își permit oamenii ăștia să te jignească pe tine să nu te primească, Doamne? Men looked at the Samaritans and said, how can they dare not to believe you and receive you, Lord? Noi dăm decât un singur lucru care merită, să porunci să pogoare foc din cer, să-i mistuiască, Doamne. They deserve just one thing. Let us command that fire comes down from heaven to consume them. Știi ce ajung oamenii ăștia? You know how these men become? Nu-i vei mai recunoaște. He can hardly recognize them. Iacob e primul martir dintre ucenici. James becomes the first martyr of the disciples. Plătește cu viața pentru Domnului. And he pays with his nu life. Nu mă cere să coboare foc din cer. No, he's not asking for fire to come down from heaven. Cel care nu se mai opune la niciun fel de suferință când e vorba de Domnul. He is the one who doesn't oppose any suffering for the Lord. Vede ca un har să suferi pentru cel care te-a preluat și te-a cizelat. He sees it as grace to suffer for the one who took him up and who modeled him. Și te-a metamorfozat într-o ființă nouă, and divină. And metamorphosized him into a new being. Nu e minunat? Isn't it wonderful? Știi ce se spune despre Ioan? You know what it said about John? E denumit apostolul iubirii. He's known as the apostle of love. Asta? Ieri chema foc din cer și acum apostolul. Yesterday was calling fire from heaven and now he's the apostle of love. A trăit cea mai lungă viață dintre apostoli. He lived the longest life of all the apostles. Din gura lui curgea râurile cuvântului lui Dumnezeu. And from his mouth flowed the rivers of the word of God. Care vorbeau despre dragostea unui Dumnezeu care merită să-l cunoști. Which spoke of the love of a God that is worth knowing. Cu adevărat merită să-l cunoști. It's worth knowing. E ființa care după ce te-ai îndrăgostit de el. He's a being that once you fall in love with him. Nu te mai poți despărți nici în fața morții. You cannot separate yourself from him even in the face of death. Am auzit ce au făcut cei din Evrei 11. We heard about what those in Hebrews 11 did. Să așezi în fața lor orice problemă, orice greutate. They could be set in front of any problem or any difficulty. Și au continuat drumul cu el. And they continued their pathway with him. Cum ai mai putea să te desparți de el? How could you separate yourself from him? Numai ochii care nu-l cunosc pe el. Only the eyes that don't know him. Numai cei care au doar o cunoștință teoretică. Only those that have just theoretical knowledge. Care mai vin și ei din când în când la adunare. You come from time to time to the assembly. Care mai deschid Biblia când s-au înnăpolit în problemele acestei lumi. When they open their Bibles when they're stuck in the mud of the problems of this world. Cei care merg cu Domnul. But those who walk with the Lord. Poți să spun asemenea apostolului Pavel. Or we may say like the Apostle Paul. Așa cum spunea în Efeseni 3:20-21. As he said in Ephesians 3:20-21. Era celuia care prin puterea care lucrează în noi. To him who through the power that worketh in us, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Can do exceedingly abundantly above all that we ask or think. A lui să fie slava din neam în neam. And to him be glory in the church throughout all the ages. Prin biserică. Yeah, in the church in Christ Jesus. Prin Iisus Hristos. In the church by Christ Jesus. În veci vecilor. Throughout all the ages. Să dorim și noi slava celui care vrea să ne metamorfozeze. May we desire the glory of him who wants to metamorphosize us. Și să ne facă asemenea lui. And to make us like him. Să dorim ca toată slava să curgă spre el. And to desire that all the glory will flow to him. Merită, dragii mei. It's worth it, beloved. De aceea să ne plecăm înaintea lui. Therefore, let us bow before him. Să-l lăudăm și să-l binecuvântăm. To praise him and bless him. Cu toată ființa noastră. With all our being. Aceia care v-ați înscris la un drum. And those of you who have enlisted on this pathway. Nu lăsați ca firea să vă perturbeze credința. Don't allow the flesh to disturb your faith. Să vă încetușeze ochii. To blind your eyes. Iar aceia care n-ați făcut-o. And those who have not yet done it. Înscrieți-vă la drumul acesta. Enlist on the pathway. Astăzi. Today. Astăzi. Today. Mâine nu e al nostru. Tomorrow's not ours. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. And may God bless us. Amen. Amen. Probabil că trebuie să repetăm același lucru. Da, nu mai avem timp.